ne-am plecat de acasă de la București să venim spre Neamărin aici, i-am zis luase să luăm cu noi singurele haine pe care le avem împreună și la fel. Cămășile de boss, luate din India, aia vișinie și aia portocalie. I-am dat cămașa luase pe el aia, i-am făcut rost de o pălărie, i-am dat ochelarii de soare ai mei, arăta ca un ursar. Și am băgat un tricou alb, am cerut lui Sandy să-mi aducă un halat, un ceva de ăsta l-am pus pe mine și mi-a dat o tichie de aia albă pe cap și cu o mătură eram din film. Adică eram fix din film amândoi. Te uiți la noi, te apucărul și s-a terminat numărul. Nu știu ce fac acolo, mă. Ultima, la mine. Că de acolo faci ce poți, știi? Ce mai bine, nu? Molly, acum am zis să o luăm și pe ea cu noi, dacă îmi trebuia și mie o asistentă. Păi da, pentru că acum venea de oase. Acum eu trebuie să susțin pe oase, că asta este rolul meu, și să fac nu la cerebel, cerebel nu este ok. Deja din momentul ăla eu te văd, dacă tu te duci la mătura și te-a pus și mătura acolo, gata, eu mă dau jos șmecher, o iau frumos la braț, să mergem. Și eu să fum, să fac... Exact, exact. Ceva, exact. Că până la urmă, până la sfârșitul numărului, cerebel face mult mai bine, în sensul săriturile lui sunt mult mai impresionante. Și la urmă, mie să nu mai îmi placă de oase, mie îmi place de cerebel și plec cu el. Cine să gândească tot momentul ăsta? Bineînțeles că cerebel. Să-i spui de prezentare cum să prezinte. Cui se spune lui Liviu să-și noteze? Hai să mergem. Nici măcar n-am avut timp de repetiții, am făcut repetiții cu ei, numai chiar prima parte, gândindu-l eu cu oase, nici măcar n-am știut exact cum, ce urmează, fiecare ce face. Vedem ce o ieși și azi, că nu știu. Hai să ne gândim cum să-l prezentăm pe oase. Cerebel, îmi spune, e un element nou pe care îl facem astăzi, trambulina. E primul, suntem primii. De data asta fie, nouă ne ies salturile. Dar să-l prezentați că vine de peste mări și țări. Veni din Statele Unite, Cirque du Soleil. Da. Ăla se spui numele, știi? Râunul mare, tare, bonic, cu oase, marele oase. Păi vă rog, ia, luați două. Marele campion oase. The Mister Oase. Eu sunt, intru și eu să mătur pe aici, asta vrem la prezentare. Că de acolo preluăm noi și ne ducem noi mai departe. Noi deschidem show-ul, am avut curajul de a deschide show-ul. Nici nu s-a oprit din tremurat picioarele. Da, de acord. Și deja de acord, începea spectacolul. Da. Emoția este nu că ne este frică de vreun salt, e că nu știm ce o să facem. Nu știm cum se va descurca pe scenă, nici nu este treaba noastră, fiecare artist pe graiul lui piere. Noi avem obligația să-i prezentăm și o să-i prezentăm așa cum putem noi, cel mai frumos. Cineva trebuie să facă dans. Unul dintre noi trebuie să fie mai slab. Acum să sperăm că nu sunt ei. Abia aștept să vă văd. Eu i-am văzut pe ei la repetiție, doar puțin. N-am văzut ce număr fac. Și azi Neamărin nu s-o probleme, că vom face show. Să înceapă show-ul. Arde. Apa! Bună seara și bine ați venit, dragilor! Bună seara, bine ați venit la Circu Belucci, aici unde toată lumea se face dres, în afară de circa. În această seară o să avem un program extraordinar. Da, că nu se putea. Noi n-am văzut nimic și suntem atât de curioși cum o să descurcă. Nici nu știm unde ne dormim în anul. Da. Avem așa, avem umor, avem magie. Avem contorsionism. Numere unicat în Europa și nu glumesc, chiar numere unicat în Europa aici, doar la Circu Belucci. Îl avem și pe Neamărin. Aplauze pentru Neamărin! Așadar, începem această seară minunată de bază cu un număr nemaivăzut nici măcar. Un număr de excepție. Un domn care a venit din Emiratele Arabe Unite, special în această seară, doar pentru noi. Au intrat, au prezentat și în timpul prezentării intru și eu în scenă să mătur pe acolo. Lumea mă vede, se amuză. Vasile, se prezintă într-o parte. Prezentăm puiule, tu trebuia să fii înaintea noastră aici. Trebuia să fii măturat deja, să fii spălat, știți? Cerebel și oase, ei nici ei nu știu ce fac când apar pe scenă. Ei sunt acolo la improvizație, ei intră că au văzut că succesul este cumva la noi și să aibă și ei parte un pic de succes, mai intră și pe lângă noi să-i mai vadă publicul cumva. Fură aplauze, asta fac. Da. E ca și când cântă ăla, aplaudă toată lumea și în fața lui apară un... Așa exact. Încearcă nu e frumos, nu e normal. Da, na. Știți cum e? Sunt colegi. Da, colegi. Ne scuzați un mic incident. Asta spuneam, este un moment unic, un moment la care s-a lucrat foarte mult, un moment cu risc enorm. Risc pentru că nu există plasă. Nu există plasă decât sub picioare. În rest, nu avem plasă în tot circul, că nu avem plasă. Exact, el sare cu capul, exact. Sare foarte mult, așa că... În aplauzele dumneavoastră! Doamnelor și domnilor, Mister Oase! Plecăm. Mister Oase, parcă aud oamenii cum țipă. În slow motion așa-i aud. Oase, oase, oase.
Mister Oase, Oase. Și-o cu coada ochiului mult la cerebel cu mătura. Super, mă, în sfârșit a venit momentul meu. Intru acolo așa pe opulență și eu, că nu mai am șansă să ajung la opulență de-asta eu. Se uită lumea la mine ca și când sunt șmecher, știi? Hai! Intru acolo, Monica începe și face dansul, bla, bla. Mă fâțui un pic, mai dau cu mâna, mai dau cu piciorul, ceva să arate bine. Emoții continuu. Am avut emoții în continuu. Emoții. Că nu știam ce urmează să fac. Când m-am suit pe trambulina aia acolo și am văzut toți oamenii acum, hai, fă mă știu ceva pe trambulina aia, normal că e emoții. Da. Știe, Oase chiar știe. Să intre, joacă cu fața foarte mult. Eu râd de el. Ha, 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 ce prostești, asta fac și eu. Urci o trambulină, fac niște cioace de-astea destul de funny, cu mătura aia mână, sar și eu pe ea, nu știu ce. Eu mă dau jos, urcă Oase înapoi. Ce prost, bă. Și când a făcut televiziune până acum, de ce e foarte talentat, joacă în față. Eu îl apreciez pe Oase, un tip care n-a făcut televiziune, n-a făcut actorie, n-a făcut și joacă foarte bine cu fața. Cred că e un talent născut, promite și el. Noi ne distrăm atât de tare încât eu abia aștept să văd cu ce mă surprinde Oase. Da, 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 și exact, și exact, exact asta vreau să zic. Adică lupta e despre ea, de vin la plasă, tu ce tu faci? Ce faci acum? Sare în ceafă, salt înainte, 1.5, îi iese. Să dă jos. Ia, fă tu acum, mă. Mă, ce fac eu acum? Urci eu, mă prostez, fac ce știu. Oamenii, nu vin la circ așa gratis. Oamenii dau un ban și vor să vadă ceva. Păi n-am dus pe măscări și aia, bine, mă, gata, am înțeles, e cerebel și Oase, wow. Faceți, mă, și voi ceva. Vor să vadă. De-aia noi ne dăm silința și încercăm să facem numărul cât mai apropiat de circ și cât mai spectaculos. Și întotdeauna o să iasă cel mai amuzant, că altfel noi nu putem. S-au completat unul pe altul. Când urca ăla, cobora celălalt, făcea la un exercițiu pe care venea celălalt. Eu, femeia de servici, făceam mai bine decât Marele Oase. Și așa era ping-pongul nostru. La sfârșit am terminat, o iau eu pe animatoare și ies, vezi, Doamne, că-s mai tare decât el, dar revenim la aplauze. Bravo! Ne lungi noi aplauzele, cum am văzut la artiștii mari. Și ce-a putut, mă, să tacă, mă? A putut, mă, ăsta să tacă, mă? Am simțit că trebuie să mai zic ceva. Și am zis, bă, care e mai bun, mă, eu sau Oase? Hai să facem gălăgie pentru mine, pentru Oase! Bine, mai facem un salt. Hai, mă. Arătă-ți pe mine. Hai, mă. Mai dau una, câștig eu, mă. Hai, mă. E incredibil. N-am crezut că ei poate să facă un spectacol așa de frumos pe această saltea. Haide, 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 haide. Acum era momentul în care Oase trebuia să dea salturile. Are un salt foarte tehnic. Greu. Dacă nu știi tehnic, îl faci. Nu înțelegi. Toată lumea sus, mâinile. Mă, și se vede pe trambulă când sar, să-mi iau elan și mă leie și zic, îl dau? Da. Da, mă-l dă.
Am dat. L-a dat, l-am perfect, dat. L-am scos în glorie, gata. Momentul oase a fost, a dat și rugul ăla nebun. Gata, bibelou. Aia a fost. Bravo, bravo, tare. Cerebel și coase, extraordinar. Se vede de la o poștă că sunt prieteni foarte buni. Se înțeleg numai din privire, nici măcar nu trebuie să vorbească. Chestia asta am văzut-o numai la mine și la Gabi. Da, dar noi suntem surori gemene. Bravo! Bine, bă! Mândru, frate meu, să mor dacă timp. Mândru de tine! Ar trebui dacă nu-l făceam la repetiție, nu știu că îl dădea așa, Herub, din prima. Nu, niciodată, nu. Într-adevăr, show, mare show ce au făcut. Sunt cam singurii care au intrat în ideea asta de circ. Sunt cam singurii circari, cumva, din toți artiștii pe care am avut până acum. Dar bravo lor, pentru că a fost pentru noi un spectacol extraordinar. Și pentru public. Și pentru public, exact. Prima seară a rupt Cerebel la cauciucuri, da? A doua seară, eu, la trambulion, amândoi bine. Băi, bine, inițiativa asta pe care o au ei acum e de lăudat. Bravo lor, uite. Au încercat cauciucurile, nu le-au ieșit. Pământ. Superb. Sar. Băi, eu n-am sări. Noi avem și trupurile astea, mi-e și frică, îți placă să sărim. De la cauciucurile alea? Să nu ne agățăm. Păi, de fapt, pană. Eu am luat cauciucul, am vrut să fac repetiții pe el și am făcut pană. Ce, mai sar tu? Mai ai curat să sar? Nu mai. Ce să fac? Nici nu vrem să chiar să ne punem în toate numerele. Făceam și noi cauciucurile, făceam și noi salteaua, făceam și mingile, făceam și trapezul și aia. O grămadă de oameni îi lăsăm pe... Leagănul, nu zic de leagăn, ia zi leagănul. Le precune de noi, leagănul nu s-a dat nimeni. Nu s-a dat nimeni niciodată. Tarzan, dacă era, făcea, oh, băi, stați așa. Ia uite. Culeagănul, cum îi cheamă? Frații? E grup, mă, niciun frate, mă. Ce bani? Ce bani? Ce bani nu mai aveam unde să... Unde mai intra ce bani? Dacă noi luam leagănul și luam și cauciucul. Leagănul? Distrugeam... S-a terminat. Distrugeam tot circul. Când întrebai, vă bucur așa faptul că Andrei și cu Liviu v-a luat numărul? Și eu să zic că ce bani, că nu mai e niciun bani. Exact. Înțelegi? Deci le-ai luat ce bani. Groaznic. Și atunci am rămas pe nișa noastră, pe prezentare și pe acel, așa cum v-am mai spus de un milion de ori, acel element extraordinar de greu cu mingiile. Este foarte greu. Psihologic vorbind, matematic, ritmic. Și tu, câte mai vrei tu? Dai tu, eu, tu pe tine. Trei. Foarte greu, nu știu cât să-și dau seama din mine. Ne jucăm și cu aerul, și cu mingea, și cu mâinile, și cu picioarele, și cu capul, și cu degetele de la picioare. Și cu levitația. Și cu levitația. Noi, practic, noi distrugem tot ce a spus până acum toată lumea, toți specialiștii. Einstein, i-am nenorocit. Niciunul. Îi trebuie să mai nasc o dată, să mai facă încă o Pitagoră. Dar... Sau să se uite la noi, să înțeleagă, de fapt, ce înseamnă fizic. Undeva la mijloc acolo trebuie să fie un moment care să susțină tot acest spectacol mediocru, că nu poți să-l numești haie când intrăm noi. Până n-apărem noi, spectacolul este de nișă. E liniar, nu se întâmplă nimic spectaculos. După ce apărem noi... Pa, nebunie! Ești nebun? Deci, nu s-a terminat! Așa cum v-am spus, am salvat circul. Și am nenorocit noi. Și am rămas. Mulțumim frumos, spectacolul continuă pentru noastră. Un aplauze, lasă și cu fericire! Mulțumim! De la pauză am stat la mici discuții, amintiri. Ajungem în pauză pentru că Nea Mărin nu poate vorbi, nu știu dacă l-ați auzit. Te râd că e pe gât așa, nu? El nu poate grăi. Senzația nasoală că... Mamă, cât neci, emoționat, meniment. Eu voce nu prea aveam. Da, azi dimineața când dădea cu goarna aia și țipa și urla și se dădea peste are capul. Are și el, bre. Cum era? Are toate că nu și mai era răgușit? Haide, bă, haide. Lui nu a fost milă de noi, nici nouă nu ne 30 de minute să ne mai fi lăsat și pe noi? Tot mă luam la mișto, am tăcut, am ținut în mine. Ia zi, bre, ia-ți, în jură, ia. Hai, dă-ne naibii un pic. Un te duci tu, barbule. M-am dus să-mi iau bățul din rulotă, să apropia, să intru eu în scenă. Și atunci am zis, dacă nu vrea de bunăvoie, să îl oprim punem, cu forță. Exact, în rulotă la el să se odihnească. Am auzit, pac, m-am încuiat acolo. Nu te rogi, mata, de noi, ia!
Ia zi, barbă, du-te și ține-i aia. Pe unde ai și data trecută? Hai să vezi la... Bă, dar poate mă iară pe mine la bătaie, bă, frate. Iese de acolo și pe mine mă bate, serios. Ia zi, bre, cum te simți? Barbule! Odihnește-te să-ți revină vocea, nu se poate așa. Atât au mișcat de alea, dar am și eu ca tot omul acolo aranjat. Parfumuri, sticle de apă, medicamente, tot ce am. Nu vrei să știți ce au putut să facă rulot. Ia zi, barbule, zi cum te simți. N-am zis nimic. Zi, bine, nu mai vorbești cu noi? Aș, mamă, m-a stat! Ia uite mai și pe geam. Băi, cum să dai, mă, din distanța aia, bă, animalule? Ți-a dat-o? Ma! Închide-i geamul, mă, închide-i toți! Ia-l! Ține geamul, că m-a ars. Tot cu gândul spre domnul Barbu, ținându-l cu forța să-și revină, știți, când nebunii vor să plece, nu-i lași. Și atunci noi să baricadăm toate ieșirile ca să nu cumva să se accidenteze. Poate este pe la baie și ne arde iar. Tu ești la baie, ăla e geamul de la baie. Ăla, mă, de sus. Chiar l-ați văzut că ai încercat să iasă pe geam. A și ieșit și am și simțit că a ieșit pe geam, eu chiar am simțit. Am zis să blocăm gemulețul și să îl oprim acolo ca să își revină. Bre, odihnește-te, las că ne vedem noi mâine dimineață. Facem noi finalul la emisiune. Hai să-l desterăm acum. Ai markerul? E în cabină. Du-te, ia markerul repede. Deci asta dacă îl desenăm pe trainer, e maxim. Du-te, du-te, ia la... Ce? Ăla de acolo, posterul mare, vezi să-l desenăm, să facem o stăți. Du-te, ia repede markerul. S-a luat la bătaie Liviu cu Andrei și cu Andrei și cu Neamănii, s-a alergat aici, s-a băteau și au blocat ușile, le zic că ia vezi, momentul, ia markerul. Asta e momentul. Ia markerul, hai frumos. Ia markerul. Hai dacă lui băieți deștept, de ce să nu și scară? Noi știm să facem. Pui piciorul la genunchiul meu. Acolo, aici? Acolo, da, da. Pășale după aia, pășa, a, hai. Pășale, mă, nebunule, bă. Scuze, scuze-mă. Așa, hai, hai să-l facem, da, n-ajung. Pășale, piciorul pășale, acolo, pe umăr, așa, du-te sus. Așa, mă. Și acum lejer. Băi dintele. Și fă-i și ochelari, te ridic? Nu, ajung. Păi o aluniță și o cicatrice. Fac și ochelari? Păi dacă poți. Păi un ochi negru, nu, negrește ochii. Păi ochii negri. Așa mâncați-și. Mi-a stat în picioare pe spatele meu, nu mai puteam. Zic, fă repede un ochi de ochi, hai dă-te jos. Dă-te jos, odată... Era artistul acolo. Ne-am în spate, să vedem cum arată. Ce mai facem aici? Hai să mai facem. Hai înapoi, pac, pe mine iar. Îl fac pe modelul la aviator. Da, 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 rotund. Bine, ușor. Așa. Mamă. N-ai cum ăsta e. Dar în mintea mea era, bă, ne-o cam semnăm sentința. Dacă află ăsta... Hai să vedem cum ne reintegrăm. Tu să vii pe aici, eu mă duc pe la rulotă, ca să nu pare că am venit în același loc. Bine, hai, eu vin pe aici, da. Noi ce am zis? Că ea se ceartă și dăm vina pe ei. Normal. Mamă, ne-am răcut să facem. Cearta voastră, eu jur. Cearta voastră s-au răzbunat. Uite, acum sunt îngrijorat. Vezi ce înseamnă să te iubești? Acum dacă o fi făcut ceva acolo. Sunt îngrijorat. Ce s-a întâmplat ceva că te ia cu inima, că da, te așezi un câine de apoi de neamări. Ia uite. Ferească Dumnezeu să întâmple ceva cu el. Bă, nu e ok, bă. Dacă a putut ceva. Mama a putut. Deci ești bine, nu? Deci ești bine, dacă ești bine, mai stai vreo două, trei ore, că deja ne-ai scos din serit. Dar totuși uite că nu-și revine. Văd că nu-i priește. Aerul de mare, circul. Noi. Ia fii atent aici. Două înseamnă că ne dai naibii. Una ne iubești. Am învățat și morse, neputând să vorbesc, ca să putem să comunicăm, să nu-și folosească vocea. Îmi puneau întrebări. Dacă e da, să dau o dată cu degetul. Dacă e nu, să dau de două ori. Ce simți pentru noi? Oho! Ne iubește, băi! Hai să-i dăm drumul! Bun! Îi dăm drumul? În septembrie. Cum i-am mai dat drumul și în septembrie, că este mai proaspăt, așa. Bine. Mai. Hai, uite, mai zicem o întrebare și dacă răspuns corect... Ultima și gata, și ieșim. Da, da. Dacă ne promiți că atunci când ieși, ne cânt o strofă din Pavarotti... Nu, Pavarotti, că nu știe. Nu, aia, aluma ta bună. Alu Maria Cârneci. Bați odată în cânti, bați de două ori, nu cânti. Da. Nu cânt. Nu cânt, mă. Cântă cuco, bate vina, de la sora Bucovina. Cred că m-au ținut așa un sfert de oră. Bați odată sau bați de două ori? Ce e așa greu? Simțeam că iau foc, că explodez. Știam că vine momentul meu să intru.
Bre, uite, noi suntem oameni de omenie. Îți dăm drumul? Bă, să ies pe deasupra, pe rulotă, și să sar după ei. Că el a fost la tanchiști, nu știu dacă știți, el a făcut armata la tanchiști. Vezi că e sus, că e sus. Au lăsat ușa și au fugit ca arși. M-am gândit, bă, să ies sau să nu ies? Pe Kepeng? A vrut să iasă pe Kepeng, dar i-a fost frică că strică ținutele. Dacă nu era în timpul show-ului și dacă nu eram îmbrăcat de spectacol, ne-a zis de două, trei ori, ne-a zis, eu ieșeam pe sus pe acolo, dar eram îmbrăcat în astea și mi-a fost frică să nu le stric. Da. El ieșea, el... E riscul prea mare, n-am timp, mă murdăresc, cine știe ce iese. Vă spun eu ce s-a gândit, a zis, eu ies și cum mai vedea eu sus pe aia ce fac? Pe unde să... Nu mai sare nimeni. Nu sare nici... Neamăline, dacă ne bați când ieși, bați odată, dacă ne ierți, de două ori. Ne iartă, mă. Ce a zis? A zis că ne iartă. Până am zis, bă, accept să ies de aici, să văd numărul din spectacol. Zine, ce simți? Ce? Zi, ce? Prima oară când Neamărin a rămas fără cuvinte, a ta dragoste ne poartă. Și trebuie să te prezint. Trebuie să te prezint. M-am făcut, frate, cu D ca să trec punte, că altfel nu puteam. Și am intrat în spectacol. Piesa aia și coreografia este mai veche ca Neamărin? Piesa lor nemaipomenit. Foarte frumoasă. Că mă sună un impresar, cred că vrea concert cu Chicky Girls. Trebuie să-mi pun mâna. Mi s-a zbălit părul pe mine, că mi-am simțit că n-aveam păr. Dacă vrei, pentru tine, poți să-mi pun și în ginocchio. Când îi prinzi pe amândoi, atunci trebuie să le dai.